Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin aka Doctorașul, iar în acest videoclip vreau să vă arăt și voi cum puteți să aveți un background animat custom în CSGO. Cum am eu în momentul de față și cum vedeți voi pe ecran acum. Puteți să aveți un background animat, puteți să aveți static o poză, ce vreți voi. Vă voi arăta cum puteți să modificați fișierele astfel încât să aveți așa ceva. Iar mai apoi, bineînțeles, voi puteți să vă creați propriile fișiere și să aveți un background unic. Două mențiuni înainte de a începe acest videoclip. 1. Dacă vă place videoclipul, bineînțeles, like-ul mă ajută foarte mult. Lăsați un comentariu, spuneți-mi dacă v-a plăcut videoclipul, dacă mai vreți să vedeți videoclipuri de genul acesta. Abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Aveți opțiunea de membru în cazul în care vreți să mă susțineți pentru că YouTube demonetizează mai toate videoclipurile de CSGO în momentul de față. Și a doua mențiune este că această metodă pe care eu o vă arăt astăzi în videoclip este 100% sigură. Nu aveți cum să primiți vac pentru că fișierele pe care le modificați nu vă oferă un avantaj în fața altor jucători. Nu sunt metodii din este disruptive pe care le consideră valve și practic voi modificați numai un fișier video. Modificarea vă va arăta imediat cum se face în CS:GO, dar înainte trebuie să avem niște fișiere video pe care să le să le înlocuim. Așa că va trebui să căutăm pe Google anumite site-uri care conțin aceste background-uri. Unul dintre aceste site-uri este CSGO Red. Este site-ul pe care eu îl folosesc și dacă mergem frumos pe csgo.red, la panorama backgrounds, vedem că avem foarte, foarte multe backgrounduri. Avem backgrounduri statice, adică o singură poză fără niciun fel de animație, dar și backgrounduri animate, cum este cel pe care pe care îl am eu în momentul de față pe, în CSGO. Și după ce vedem exact care este background-ul pe care îl dorim, avem vreo 5 pagini de background-uri, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 de background-uri per pagină, ori 5 avem 200 de background-uri aproximativ pe care din care puteți alege. Vedeți că avem aspect Ratio și tipul de background. Și să zicem că alegem oricare, nu contează. Pentru acest videoclip mergem frumos uh, cu unul cu Simple, pentru că de ce nu? Dăm click pe el și se va deschide pagina cu uh, data publicării, cu... Uh, tipul background-ului, numărul de vizualizări, aspect 3 și așa mai departe. Mai jos aveți instrucțiunile pe care, dacă vreți, puteți să le citiți sau urmăriți videoclipul mai departe. Și dăm click pe Download Background from Google Drive. De menționat că fișierele sunt safe. Sunt uploadate pe Google Drive, prin urmare sunt scanate de către Google în momentul în care se uploadează și nu ar trebui să aveți nicio problemă. În acest folder avem mai multe fișiere. Ce ne interesează sunt aceste trei fișiere .wbm, 720p, 540p și simplu. Pe acestea dăm click și le selectăm, click dreapta și apoi dăm descărcați. Se va pregăti descărcarea, se arhivează cele trei fișiere, iar mai apoi veți, veți avea un fișier zip pe care trebuie să îl dezarhivați undeva irelevant. Bun, după ce facem chestia asta, mergem frumos în folderul, în locul în care am dezarhivat arhiva pe care am dat la și să zicem că vreau să fie redline-ul de exemplu, dau dublu click și avem cele trei videoclipuri plus minus acest go button pe care dacă vreți puteți să-l schimbați. Acesta este butonul de go, butonul de search care din verde se transformă în roșu. Puteți să-l modificați sau nu. Apoi selectăm cele trei uh, videoclipuri, control c pentru a le copia sau click dreapta uh, copy, iar apoi mergem în folderul de instalare a steam -ului. Dacă ați ales să instalați steam default, atunci este în C. Eu l-am instalat pe SSD, mergem mai apoi la Steam Library, Steam Apps, Common, căutăm Counter-Strike: Global Offensive, apoi CS:GO, Panorama, și videos. Iar vedeți că aici avem foarte multe videoclipuri și asset-uri, unele dintre ele vizibile în joc, altele invizibile, de exemplu, uh, Swamp, pe care nu mai puteți să-l puneți ca background, dacă aveți preferințe de genul acesta, puteți să folosiți, o să redenumiți frumos uh, aceste trei fișiere cu numele unor fișiere, unor videoclipuri care există. Dacă ne uităm frumos și acum vreau să trec un pic în CSGO înapoi și mergem la Settings Menu, la Video, avem Main Menu Background Scenery. Iar aici avem Ancient, Black Site, Cobblestone, Nuke, Phoenix Facility, Vertigo. Astea sunt cele din care putem să alegem. Prin urmare, dacă vrem să punem alt videoclip, va trebui să redenumim acele videoclipuri cu unul dintre aceste nume. Cum menționa că Phoenix Facility este de fapt, e denumit altfel, e denumit, dacă nu mă înșel cumva, Sirocco Night. Exact, eu am acum Sirocco Night. Bun. Am copiat și acum pur și simplu dăm în acest folder, dăm paste la fișierele noi și dăm replace. Și uh, Sirocco Night a fost înlocuit, nu mai am haulul, voi avea acest redline. Și vedeți deja că uh, dacă intrăm în CS:GO, s-a schimbat un pic toată atmosfera, e un pic altfel și dacă dau escape, am redline-ul. E simplu, zona de carbon, niște uh, zone roșii pe aici care nu sunt tocmai bine aranjate, cel puțin pe partea aceasta de module, pentru că în momentul de față avem fereastra promoțională de la Antwerp. Dacă dăm frumos Play CSG, vedeți că avem butonul acesta roșu, la fel în momentul în care o să... O să acceptăm, o să ne vină meciul, să-l acceptăm, putem să vedem butonul roșu. Acesta este unul dintre metode. Bineînțeles, după aceea, dacă intrăm frumos din nou în folder, putem să căutăm un alt background. Eu mai am, de exemplu, pus pe Nuke acest background, care este, de fapt, tournament oficial. Prin urmare, dacă mă duc frumos din nou la în CSGO și schimb pe Nuke voi avea aceas, acest videoclip oficial. Mi se pare că este dintr-un game mode uh, din joc și cam asta este. Ăsta a fost videoclipul. Atât de simplu este. Dacă vreți să vă faceți voi videoclipurile voastre, trebuie să le salvați ca WEBM și să le puneți în în acel folder pe care vi l-am arătat. Cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la un nou videoclip. Rămâneți cu bine. Salutare.